Domnul Cutancu, cât e ceasul? 9. Cât? 9. 9:25. La ce oră începem antrenamentul? 24. 9:24, la ce oră începem? La 9. Aole. Dar nu... Hai, Ancu, încă 10! Hai, Ancu, încă 10! Hai! Hai! Mai repede! Ridică genunchii și sprinturi, asta nu sprinturi! Hai! Hai! Hai, tare, respiri! Respiri! Hai! Respiri! Hai, 2 minute să stai, să te odihnești, să respiri, vizualizezi meciul. Da? Și am ajuns la ultima săptămână de antrenament înainte de meci. După cum ați văzut, antrenamentele lui Ancu decurg foarte bine. Am trecut acum la antrenamente mai scurte, mai intense. Decurgem și la recuperări. Astăzi mergem acum la bazin, mergem la saună. Mâine s-ar putea să facem o baie de gheață. Eu n-am făcut niciodată, nici Iancu n-a făcut. El zice, deci nici el n-a făcut. Va fi foarte, foarte interesant să vedem cum va decurge această baie de gheață. Mulți dintre voi ați scris acolo pe comentarii că să-l pregătesc să lupte la sol, să-l pregătesc să lupte în picioare, că nu este un sportiv, că nu face, nu, exercițiile nu sunt corecte, dar ați uitat un singur lucru. Iancu se pregătește doar de 2 luni pentru acest meci. El nu este un sportiv care să se pregătească 2, 3, 4 antrenamente pe săptămână în decurs de câțiva ani. Nu, a venit acum 2 luni și în aceste 2 luni am încercat să învățăm un anumit număr de procedee, de exerciții, să le facă corect, să reușească să ajungă să le facă în meci. Și l-a făcut automat, pentru că în meci nu reușești să stai să te gândești cum trebuie făcut un exercițiu, un procedeu. Deci ați uitat acest lucru. Da, probabil pe viitor, peste 2-3 ani, peste un an, după jumătate de an de antrenament, o să vedeți o altfel de postură, altfel de mișcări. Eu zic că va progresa foarte mult. În legătură cu întârziatul lui Ancu la sală, nu îmi place că întârzie, dar nici nu pot să mă supăr, pentru că aseară a plecat din sală la ora 8:30. Nu uitați că el are de condus o oră acasă, a dormit și astăzi la ora 9 trebuia să fie înapoi să facem antrenament, dar a întârziat 20 de minute, deci nu prea pot nici să mă supăr că întârzie, pentru că nu știu câți sunt dispus să facă acest efort să conducă zilnic aproape de la 50 de kilometri să vină la sală dus întors. Sunt curios să văd cei care ne urmăresc ce sporturi practicați. Lăsați un comentariu jos sub acest filmuleț și spuneți ce sporturi, în ce oraș, de cât timp. Sunt curios să văd ce practicanți de arte marțiale ne urmăresc și ce părere aveți și de pregătirea lui Iancu, dar și de meciul pe care l-a avea peste o săptămână. Deci, exact de astăzi, într-o săptămână, va fi meciul lui Iancu. O să puteți să-l găsiți, să-l vedeți live pe platforma RXF. Căutați pe internet RXF. Este la liber, nu trebuie să plătiți nimic. Stați să vi-l arăt cum arată acum după antrenament. Parcă era 2 minute de pauză. This is Deva! This is Deva! Acum poți să zici This is Deva? Nu mai poți nici acum? Cum ești? Deci, pe cât am laudat tu, ești cel mai ok antrenor, ești cel mai aspru antrenor. Oh, ia uitați ce-a făcut cu mine, sunt fleașcă. Da? Da. Miercurea viitoare, cine o să aibă mâna ridicată așa în sus? Vor asta, da? Așa e? Ți-am zis eu, aici se petrece greu. În ring, acolo, în cușcă, o să te simți bine, o să fie... Doamne ajută! Da.
Chiar că azi a fost cel mai greu. Bă, dar nu-i joi. Tu joia zici lucrul ăsta. Da. Astăzi e marți. Ai început de luni cu greu. Am început de luni, da. Așa, din cauza că este ultima săptămână și meciul lui Iancu este miercuri, săptămâna asta ne vom antrena și sâmbătă și duminică. Luni dimineață va fi ultimul lui antrenament. Aștept comentariile voastre. Ne vedem mâine, că mâine vreau să văd cum e la... Avem o săptămână până la meci. Da. Vreau să văd mâine cum e la Baia de Gheață. Eu n-am făcut niciodată și tare frică. Mamă, filmăm? Filmăm. Ne vedem mâine. Ceau! Pa, pa, pa!